0-0 între Gazmetan și Astra, prea puțin fotbal. Vom vorbi însă despre fotbal, despre echipa națională, despre posibila plecare a lui Rădoi, cine ar putea să vină, multe, toate subiectele practic din fotbal, pentru că avem un invitat cu greutate, un invitat special. Ioan Becali este alături de mine, bună seara! Bună seara! Mulțumesc mult de prezență! Și eu la fel. Suntem după aceste meciuri ale echipelor naționale. Evident că tot timpul prioritatea este echipa națională mare și evident că aș începe cu naționala mare. Care ar fi concluzia dumneavoastră, domnul Becali, după cele trei meci? Adică cu ce senzație ați rămas? Cu o senzație amară, în sensul că avem pretenții că avem jucători în străinătate, că e o altă echipă națională, că e o altă față a echipei naționale. Încă acești jucători au nevoie de multă experiență acolo unde sunt. E greu să-i duci acolo. Eu știu cât de greu să-i duci acolo, câte intri. În timp ce eu eram acum 15-20 de ani, eram chemat, acum chem eu în disperare pentru a promova un jucător și altul și așa mai departe. Până la urmă, am realizat ceva și vom realiza ceva. Important e că trebuie să treacă timp până acești jucători intră în acea mentalitate, în acel fotbal pe care nu-l avem noi aici. Am avut falsa impresie că calificându-ne cu acea națională Under 21 în semifinale cu Germania, dacă bine mi-aduc aminte. Acum nu? Aproape 2 ani. Acum 2 ani, da. Când am condus cu 1-0 și am luat bătaie cu 3-1 până la urmă. Dar a fost o generație mult mai bună decât cea pe care a avut-o Mutu acum la Under 21. Corect. Dar să nu uităm că și acea echipă a avut șansă să ajungă la turneul final. Mi-aduc aminte de ultimul meci cu Portugalia, l-am câștigat cu 2-1, am jucat în 10, am jucat în 9, până la urmă a apărat Radu penalti. Posibil și imposibil la portughezi acasă. Deci cu o șansă și cu doi jucători, cu un jucător eliminat, cu antrenor Rădoi, el a calificat echipa. Atunci da. Da. A rezistat din minutul 70, mi se pare, în 10, apărându-și acel avantaj. Am avut și norocul că a apărat Radu, dar și asta face parte din jocul pe care l-am avut. Până la urmă, rezultatul a contat. Ceea ce n-am arătat acum, la un meci cu acasă, având 2-1, în minutul 77 sau 77. Cu Armenia, deplasare, da. Deplasare la Armenia. Și n-am făcut aceeași tactică, antrenorul cel puțin n-a făcut aceeași tactică cum a făcut-o atunci cu Portugalia. Că ei atăcau în valuri portughezii. Dă-ți seama ce Under 21 avea portughezii. Pentru că după meci mă cheamă Mourinho și spune, dom'le, ce-i cu portarul ăsta de Radu? Ce-a apărat imposibilul. Adevărul că și Nice a apărat aici, dar n-au fost valurile care le-a avut atunci Portugalia cu Under 21. În sfârșit ne-am calificat, ne-am bazat pe tinerețea lor, ne-am bazat pe vara, vacanța de vară, de românii care erau în Italia. Se juca la Cesena, se juca în Reggio Emilia, erau zone populate de români. Mi-aduc aminte, am fost aproape la toate meciurile. Aveam 7-8 români, entuziasmul ăla, cum să spun eu... La Under 21, practic, Germania, Olanda, Spania, Italia sunt echipe care se califică de obicei în semifinale și eventual finale. Noi am avut acel elan, acel avânt, acea plăcere, acea poftă de foame, de rezultate și am ajuns să jucăm o semifinală. Pe baza acelei semifinale, ne-am bazat că putem avea o echipă națională mare, cu care să avem rezultate. N-am avut. Și nu o să avem. Pentru că acea națională mare și cu rezultate se face jucând într-un campionat puternic sau mediu. Al nostru nu e mediu, campionatul nostru. Nu, dar nu vi se pare că avem niște jucători acum afară care sunt la un anumit nivel? Da, dar acești jucători au nevoie de un an, de doi, să se integreze. Îți dau exemplu celor de la Parma. Se vor salva, nu se vor salva, vor retrograda, au contract în continuare, dar se pot împrumuta, se pot transfera. Cum să spun eu, au demonstrat-o amândoi că sunt jucători de o anumită valoare, dar
cum să spun eu, când îl pui pe Mihailă în dreapta ultimile 7-8 minute, ce să facă săracul? Când știm foarte bine că Mihailă joacă în stânga. Când ai doi atacanți pe Cheșeru și pe Pușcaș cu 10-12 minute înainte și având 2-1, pentru că practic noi am câștigat meciul cu Macedonia, 3 puncte pe care nu le-am meritat. Eu zic că un rezultat de egalitate era echitabil prin prisma ocaziilor pe care le-a avut Macedonia. Da. A urmat meciul cu Germania. Puteam să pierdem cu 4, cu 3, cu 4-1, cu 5-0. Corect sau nu? Corect. Și ăla a fost un rezultat fals la ceea ce s-a jucat în teren. Fals. Mergem aici. Suntem conduși cu 1-0. Au avut alte ocazii. Putea să aibă în prima repriză 1-0 sau 2-0. Ne dă Dumnezeu. Vine Dumnezeu și ne dă la două faze nelucrate. Pentru că n-au fost două goluri lucrate ca să-ți dai seama că s-a lucrat la antrenament. Întinde Cicâldău piciorul și dă gol. La fel fac și ei cu o deviere a atacantului care face 2-2, mi se pare. Golul 2 al lor. Da. Tot așa printr-o deviere. Nu, golul 2 e golul din offside. Centrarea și golul de 1-0. Tot este la gol fel, deviat. Tot la fel, da. Da. Dar vreau să spun, golul 2 al nostru, Bancu centrează, Cicâldău dă cu capul, trece peste capul ăla și intră în poartă. Două goluri norocoase. Dacă tot am avut acel 2-1, trebuia să-l consolidăm, trebuia să-l ținem. Eu zic că Pușcaș trebuia să iasă. Noi l-aveam pe Cheșeru intrat, nu? Un jucător cu experiență, nu de alura lui Pușcaș, dar care putea să țină mingea, putea să mai facă niște, să paseze acolo eventual, în dreapta sau în stânga sau chiar în centru. Noi am jucat cu două vârfuri. Nu înțeleg. Eu nu l-am înțeles pe Rădoi și cred că Rădoi, continuând așa, cred că își face rău carierei. De ce? Eu cred că Rădoi acum e, nu știu dacă ar trebui demis sau să-și dea demisia, dar cred că Rădoi trebuia să-și dea seama când a pierdut cu Islanda, cu 3-0. De atunci trebuia să-și dea seama. 2-0 cu Norvegia 4-0. Cu Islanda 2-1, pardon, și cu Norvegia 4-0 am pierdut atunci. Nu. Vă vorbesc de barajele care cu Islanda. N-am jucat cu Islanda. Da, 2-1. Cu 2-1 ne-a votat, nu? Da. Trebuia să mai jucăm cu Ungaria. Exact. Două meciuri accesibile pentru o națională a României. Mulți ne-au considerat favoriți. Jucam în Islanda fără spectatori, nu cu un public. La un Budapesta, iar nu aveam spectatori. Azi nu mai contează că joci acasă sau afară. Fără spectatori. Hai să spunem, mă întorc la Under 21 în Italia, noi aveam 7-8 mii de spectatori la orice meci al echipei așa naționale. Așa a fost atunci, da. A contat prea Croația, pe care i-am bătut cu 3-1 sau 4-1. Nu avea mai mult de 1000 de spectatori acolo. Deci vreau să spuneți că acum Rădoi ar trebui să plece? Nu știu dacă a trebuit să plece acum. El, dacă era băiat deștept, după meciul cu Islanda, trebuia să-și dea demisia. Păi și de ce trebuia să-și dea demisia atunci și acum nu ar trebui? Pentru că atunci a văzut că nu are echipă cu care poate să ajungă unde vrea el. El a crezut atât de mult în Under 21, dar Under 21, dacă tot vrei să o debutezi, fă-mi o echipă de 9-10, noi n-am, spune-mi o echipă națională în care noi am avut, sau 2-3 meciuri consecutive, în care noi am avut o omogenitate, în care am avut 7-8 jucători titulari. Nu. Fă o socoteală să vezi în astea 3 meciuri câți jucători au debutat, câți jucători au jucat. Toți. Au jucat. Toți. N-a jucat Nedelcearu, singurul fundaș înalt, pentru că stau și mă gândesc la o fază a lui Toșca, când a sărit săracul cu capul, el e probabil mai mult fundaș stângă decât fundaș central. A sărit la cap, a șters-o și a avut fază de gol. Dacă se aduce aminte. Cred că mi-a dus, da. Da. Nedelcearu e mai înalt ca Toșca puțin. N-a jucat un minut săracul. El n-a jucat și cei doi portari n-au jucat. Restul au jucat toți. Păi dacă facem echipa națională, ca să facem plăcerea jucătorilor, să participe toți, să nu zică că ăla a jucat, că ăla n-a jucat, și n-ai un 13-14 jucători
să omogenizezi echipa în 2, 3, 4 meciuri la rând și tu îi schimbi la orice meci, înseamnă că e o alandala și uite-ne unde am ajuns. Ce părere aveți de discursul pe care el l-a avut imediat după meciul cu Armenia, în care practic i-a făcut praf pe jucători? Da, cred că pentru mine înseamnă un la revedere jucători, de acum încolo s-a terminat prietenia cu mine, s-a terminat. Mie nu mi-a plăcut nici prezentarea asta la, după virus, când intră în cabină și dau mâna cu toată lumea. O chestie făcută mai mult pentru marketing, pentru televiziune decât. Tu nu ai venit, vină încoa, salut băieți, cu tare. Nu știau jucătorii că o să vină Rădoi? Voi credeți că era atât de regizat asta, încât a fost o surpriză totală? Părerea mea e că s-a exagerat puțin. Oamenii Rădoi, bună ziua, băieți, bună ziua, mister, bună ziua, m-am făcut bine. Și în altă ori, Rădoi e un... Eu aș fi vrut să-l am ca jucător pe Rădoi. Era unul din jucătorii care n-a fost cu mine și tare drag mi-era să-l reprezint eu. Dar el are un discurs care e poate peste discursul tuturor DASA și televiziune și jurnaliștii care l-ați acceptat. Acum văd că l-o vorbesc. Dar când a venit cu încrucișeri, cu linii, două linii, linie și așa mai departe. Niște cuvinte pe care ai să nu... Păi ce mai are nevoie de cum se cheamă, de patentul ăsta pro? De licența pro. De licența pro când el vorbește ca un savant. Când el vorbește parcă ar veni după altă planetă. Mai frumos decât antrenori consacrați, antrenori cu rezultate. Dar una e să vorbești și alta e să practici. Și când vorbește el acolo în vestiar de toată tactica asta, avem jucători în lot care probabil au un liceu, au 8 clase, au făcut liceu, au făcut și o facultate ajutat de club și așa. Mulți poate nu înțeleg limbajul pe care îl are Rădoi. Și eu îți dau cuvântul meu de onoare că mă învolbura așa în niște de-astea încât zic, bă, ăsta și mai are nevoie de pro, de licența pro când vorbește cum vorbește. Adică se pare că mai degrabă Rădoi e un povestitor decât un antrenor. E un funcționar decât un practicant. E un băiat care vede, cum să spun eu, una e să vorbești mai... Că noi, nouă ne-a plăcut de el pentru că am scăpat de generația de modată. Gen... Pițurcă, Iordănescu. Da, știu ce ziceți. Cum să spun eu, că așa am văzut în presă, că e deja demodat, nu mai Iordănescu e vechi, Pițurcă e vechi, cu aceleași nu știu ce. Bă, tata a venit și ne-a încântat pe toți, Rădoi. Rezultatele. Aici e problema. Mi se pare că ceea ce aplică el la echipa națională, pentru că el a venit cu o filozofie, da, spunând în felul următor, eu vreau să joc fotbal ofensiv, da, joc fără mijlocaș defensiv, da, și nu s-a abătut de la strategia asta. Da. Adică nu contează, da, că a fost meciul cu Germania. Da. El a jucat cu Stanciu și cu Răzvan Marin. Da. Da. Mi se pare că se aplică pe ceea ce are naționala și ce jucători are la dispoziție sau e total inadecvat să faci chestiunea asta? Eu am văzut mi se pare că în gazetă, un interviu cu Dorina Nuteanu. Da. Și printre cele citite de mine, mi-a rămas în minte experimentele la echipa națională nu se fac niciodată. Adică experimentele astea care a vrut să le inventeze Rădoi nu se fac la echipa. Se fac la un turneu cum pleca Lucescu în America de Sud, înainte, sau nu știu unde, meciuri amicale în Antalya. Și faci acolo niște experimente în 4-5 meciuri amicale ca să vezi unde ești. Dar la meciuri oficiale nu mai poți să faci experimentele astea. Îmi pare rău, dar ați văzut când ducem niște jucători, 13 milioane, 9 milioane, 6 milioane, nu mai poți să duci din campionatul ăsta pentru că lumea vede rezultatele de la echipa națională, vede rezultatele de la echipele de club. Păi da, Joao Felix de la Atletico Madrid a dat 3 goluri lui Frankfurt în sferturile sau semifinalele cu pe UEFA. Europa League, da. Europa League.
cui lui Frankfurt, care era Frankfurt atunci echipă care a vândut jucători de peste 100 de milioane în acel sezon. Nu mai părat, la Real Madrid, vârful a luat vreo 60 de milioane, a mai dat pe ăla, a luat 100 de milioane. Și el a dat 3 goluri lui Frankfurt. E adevărat, suma a fost exagerată pentru ce s-a dat pe el. Pentru că el n-a dat rezultatele care are nevoie de încă de timp, are doar 21 de ani. Dar să nu uităm că să dai 3 goluri. Noi n-am putut să avem un jucător să ne dea un gol cu Germania. Stanciu, când ajunge acolo, dacă o scoți în 6 metri, poate dăm și noi un gol. Pentru că, stau și mă gândesc, am jucat primul meci cu Macedonia, corect sau nu? Am câștigat. Okay. Putea să ne dea 3 sau 4 Germania, da? În minutul 90 puteam să facem 1-1. Un rezultat mai mincinos decât era ăla cu 4-0 pentru Germania. Corect sau nu? Corect, așa e. Și făceam 4 puncte. Cu 4 puncte, nu știu dacă mai aplicam tactica asta în Armenia sau poate eram 2-1 și Dumnezeu ne ilumina atunci să spunem, bă, avem 2-1, facem 7 puncte, devenim lideri. Da. Eram pe locul 1. Dar pe de altă parte, vedeți că noi tot timpul calculăm cu dacă. Până una alta se duce Macedonia și o bate pe Germania. Corect. Aia despre care noi o vedeam ca pe un balaur și eram mulțumiți că am pierdut 1-0 și că nu s-a terminat 4-0. Și cât de simplu i-a bătut. Am văzut meciul. Bine, la 1-1 ratează Werner o ocazie. E adevărat. Penalti inventat. Penalti la Sané, da. Inventat. Da. Și cât de simplu. Mingi în careu, culat-o, frumos. Fără să se complice, fără să fie sufocați cum am fost noi sufocați. Pentru că noi, pur și simplu, acasă am fost sufocați de nemi. Da. Se ducea Nabri ăsta și Sané cu ei până când ne-a scos niță. Aveți un jucător sau jucători de la care ați fi avut așteptări foarte mari și au fost dezamăgiți, să spunem, față de așteptările pe care le-ați avut înainte acestor 3 meciuri? Fundașii centrali. Chiricheș Burcă. Toți fundașii care a jucat. Și Toșca. Păi ei au jucat. Toți. Vă referiți și la... Singurul salvat e Nedelcearu, că n-a jucat. Deci singurul fundaș central care s-a salvat e Nedelcearu, care nu a jucat. Singurii salvați sunt Nedelcearu, care n-a jucat, și Nisa, care a jucat. Și că a jucat bine. Și că a jucat bine. Păi asta e drama, că noi practic încasăm goluri multe și remarcatul e portarul. În schimb, Stanciu, acum stau și mă gândesc. Bă, atâtea analize facem, atâtea video, atâtea nu știu ce, cu stafful tehnic. Bă, dar nu văd și eu unde joacă Stanciu la Slavia. Nu văd în ce poziție joacă Stanciu. Ce alți mijlocași, de ce nivel are lângă el. Ce vârf are acolo. Unde e poziția lui care dă roadele cele mai bune pe care le dă la Slavia? Păi de ce nu-l folosim și noi așa? Poate că n-avem pe aia de la Slavia care stau lângă Stanciu. Dar ceva trebuie improvizat ca Stanciu să fie adevăratul Stanciu. Chiricheș, care crezi că e liderul echipei. Nu, e un capitan care nu vorbește, Chiricheș. E un capitan care... Eu aș fi jucat cu fundași centrali, mari, cu Burcă și cu Nedelcearu și cu Chiricheș în fața lor. Pentru că una că Chiricheș, după ce face o greșeală în fața apărării, mai sunt doi fundași centrali. Sau chiar trei în momentul când jucam în 10. Da, mi-au aminte Pițurcă că juca la echipa națională în fața apărării cu Rădoi și Chivu, care proveneau din care proveneau din fundași centrali amândoi, da. Sau fundași de bandă Chivu. Da. Deci, cum să spunem, și jucau la mijloc pentru că avea o barieră acolo. Se trecea prima barieră, venea cealaltă, spuneți-mi, ultima. Spuneți-mi, Nedelcearu a avut probleme medicale? Nicio problemă medicală. Pur și simplu a fost ignorat. Aveți vreo explicație de ce? Și joacă la Aia Catena. Joacă la o echipă care trage la Cupa UEFA, campionatul Selei în Grecia e greu, în fața lui Olympiacos. Da. Dar să mergi în cupele europene? N-a fost, a fost în fiecare. I-a dat vreo explicație Rădoi? Nu. Nu stau eu acum să lapăr pe Nedelcearu. Că e singurul jucător. Am spus pur și care... simplu că Nedelcearu s-a salvat că n-a jucat. Dacă juca, poate era mai bine? Poate nu era mai bine, știu eu. Că și Nedelcearu mai face gafe. Dar în situația asta, cum am fost noi acum, și nu înțeleg de ce cu Macedonia, cu Germania, jucăm cu Toșca,
funda stângă, Burcă și cu... Nu, a jucat Camora prima repriză cu Germania și a scos la pauză și l-a băgat pe Toșa. Da, dacă tot în repriza a doua am jucat mai bine decât în prima, de ce n-am făcut aceeași formație cu... Cu Armenia. Mergem mai departe, da, în față. Da. Pentru că și aici sunt niște contraste. Adică toată lumea a apreciat modul în care a jucat Mihăilă. Da. Da? Pe de altă parte, în meciul cu Armenia începe pe bancă. Da. Da. O explicație ar putea să fie că e obosit. Eu mă îndoiesc că un jucător la vârsta lui poate să fie obosit. Mihăilă avea o poftă de a juca, să vedea. Da. Mihăilă când joacă e atât de lejer încât, cum să spun eu, man n-a fost jucat. Man n-a fost jucat, putem a fost mingi. În meciul cu Macedonia, a avut mingi, a avut pe dreapta multe mingi, a ajuns, n-a finalizat, dar la meciul ăsta n-a avut mingi. Aici a avut o fază unde e de acuzat modul în care s-a comportat. Unde s-a dus, da, și n-a mai... Și n-a vrut să dea pasă, nu i-a venit pe stângul. S-a dus chitiță, i-a rămas, să dea el. E adevărat, e adevărat. Dar, e adevărat, Man n-a jucat extraordinar. Dar, stau și mă gândesc, antrenorul armenilor, la 0-0 după prima repriză, pentru el un punct era bine, că era 7 puncte pentru el. De seama, dacă noi făcuseți socoteala că 7 puncte pentru noi ar fi extraordinare, dar apoi ei, la 0-0 a făcut două schimbări ca să câștige meciul. Și până de acolo a mai avut ocazii ca să mai facă 1-0 înainte de 1-0 original. A făcut 1-0. Corect sau nu? Deci da. S-a gândit... Noi cu 1-0 pentru ei, până în minutul 70, nu ne gândeam, încălzeam jucătorii, dar nu, când să-l bagi dacă nu îi dai 25-30 de minute celor care intră? Alt jucător, Ianis, da. Merită o discuție. A fost sub așteptări. Ianis ne-a dat, e adevărat, sub așteptări, dar Ianis ne-a dat golul calificării cu Macedonia. Golul victoriei. Golul victoriei. Da. Victoriei cu Macedonia. Un gol la care... cum se spune, 3 puncte. Practic le-a luat Ianis singur. A deviat mingea, că mingea a fost deviată până ajunge la Ianis. Da, dar nu mi se pare... Inspirația a fost a lui că trage... Nu se pare că e puțin, totuși... Trage din prima... Așteptările sunt mari și de la el. Și Ianis mai are nevoie de timp. Și Ianis mai are nevoie de timp. Are de meciuri multe, multe, multe meciuri consecutive. Ce? Ianis are 22 de ani. E un copil încă. Joacă la Glasgow Rangers, campioana Scoției. Are un antrenor de nivel internațional. E respectat. E adevărat. Toată generația asta, dacă totuși Rădoi s-a calificat la turneu și cum să spun eu, a ajuns până în semifinale, dă-i bă drumul la toată lumea. Lasă-și pe Chiricheș afară, lasă-și pe Camora. Jocă bă cu tineretul. Bă. Ia-l pe ăla de la... Pe, fundașul stângă de la Sepsi. Pe Ștefan, care a jucat la Under 21. Dar ia-l odată și bagă-l titularul odată să vezi dacă e mai bun și ca Bancu și ca celălalt, și ca Camora. Încearcă. Nu l-am eu pe acel jucător. Dar dacă tot l-am avut la Under 21 și mi-a jucat toate meciurile, calificare, inclusiv turneul final, ia-l-mă odată să vezi. Fă un schele de o echipă de tineret, că așa a făcut și Belgia. Așa a făcut toate echipele astea. Spuneți-mi, mi se pare în regulă poziția federației de a nu avea nicio reacție oficială la niciun nivel? Asta m-a deranjat și pe mine. Bă, asta e situația. O reacție prin purtătorul de cuvânt, prin cineva oficial de acolo, nu? Eu nu aș fi de acord cu purtătorul de cuvânt, că dacă vorbește da, cineva după victorii, să vorbească Mihai Stoichiță, exact, Stoichiță. Vochin, da? Și așa, cel puțin Vochin, om care a fost din brațul la voastră, ca știe să vină, să vorbească, să... Adică o explicație pentru poporul ăsta, pentru lumea asta care e necăjită. Inclusiv care... o chestiune cu un răspuns în privința lui Rădoi. Pentru că Rădoi a fost primul care a lansat varianta care putea demisiona. El singur a spus. După meci. Da, da, da. Dacă m-ai întreba ce se întâmplă, dacă iau ei o decizie sau o ia Rădoi, eu zic că Rădoi se rămâne într-o mocirlă dacă continuă. Și își dăunează carierei. Dacă va continua. Da, cred eu. E adevărat, lumea o să facă o diferență între echipa națională și eventual antrenor la un club. Are viitor în față, încă e tânăr. Dar aici, la echipa națională, cred eu... Păi stai să vorbim cinstit acum.
Mutu a avut o echipă de tineret mult mai slabă decât cea pe care a avut-o Rădoi în turneul final. Am spus asta înainte de startul, eram aici mult, cu Pandurul. Mutu n-a avut, un singur jucător. A plâns după un jucător, dar apoi după alții și alții și ajungem la Mutu, dar terminăm cu echipa națională mare. Da. Să admitem că Rădoi demisionează sau Federația îl demite. Da. Să admitem chestiunea asta. Și eu mi-am notat aici niște nume de posibili înlocuitori. Este o situație fără precedent în momentul ăsta ca toate soluțiile bune să fie disponibile. Adică să nu fie sub contract. Da. Nu s-a mai întâmplat, cred. Numai că toate soluțiile sunt disponibile. Federația nu e disponibilă să accepte celor disponibili salariul pe care îl vor ei. Îi iau pe rând și văd pe dumneavoastră. Da, spune. Pițurcă. Da. Ar fi dispus? Pițurcă nu merge nici pe 1.500.000 pe an. De ce? La echipa națională. Nu merge. Că nu vrea să lucreze cu actuala administrație sau de ce nu? Nu. Că nu vrea să se bage în reconstruirea echipei naționale, pentru că practic la echipa națională acum trebuie o reconstruire de mers. Am adică reconstruire cu rezultate. Numai e că nu ne calificăm și urmează campionatul european. Deci Pițurcă nu? Pițurcă poate merge, dar dacă nu-i dă banii care vrea el și cam aici se învârte, Pițurcă. Hagi. Hagi, dacă n-are libertate și un salariu, tot la fel. Aici, la 1.000.000, cred că ar accepta. Cred eu. Dar e Hagi totuși. Și Hagi n-ar accepta, nu partipriuri, intervenții cu tare, nu știu ce. Hagi vrea să fie manager la echipa națională. Să conducă el, să-și planul lui. Acum sunt intervenții și partipriuri? E părerea mea. Eu n-am vorbit nici cu Hagi, nici cu Pițurcă. Nu. Spuneți că n-ar accepta ca și cum acum sunt. Și practic el ar trebui să accepte chestiunea asta. Nu, nici Pițurcă, nici Hagi nu vor. Ei vor să fie manager tip Anglia. Să controleze tot conceptul cum ar veni tehnic. Totul, da. Acceptă comitetul executiv, unde vin și da, Pițurcă nici asta n-a acceptat. Pițurcă nu mergea la comitetul executiv să dea explicații. Nu mergea, da. Nu mergea. Deci îl tăiem și pe Hagi de pe listă. Da. Ok. Da. Regecamp? Pe Regecamp e în... Nu știu, a semnat? Mi se pare că a semnat, da. Ok, da. Îl tăiem și pe el. Da. Și Mudică? Și Mudică, dacă ar fi avut un alt comportament decât cel din Turcia, cred că și Mudică era antrenorul echipei naționale mult mai înainte altora. Credeți că i-a dăunat, nu, comportamentul? Nu i-a dăunat, într-adevăr, lui personal. Dar și cei de la federație îl știau cine e și Mudică și știau ce comportament poate să aibă. Îmi pare atât de rău de și Mudică. Și Mudică, dacă schimbă comportamentul, nu comportamentul de a lucra, comportamentul de a se comporta. Pentru că și Mudică se ceartă și cu proprietarul clubului, și cu se ceartă și cu Burleanu, se ceartă și cu Stoichiță, se ceartă și păcând și Pițurcă și aia, pur și simplu, nu că se certau, dar își făceau ei calculul lor. Și Mudică la fel. Dar comportamentul ăsta l-a dat puțin în spate. Dar are tot timpul. Uh-huh. E o propunere de luat în seamă. Și Mudică e de luat în seamă. Da. Olăroiu e liber. Nu acceptă Olăroiu echipa națională. De ce? Credeți? Pentru că Olăroiu are bani, vrea bani în continuare și nu știu dacă acceptă echipa națională. Nu cred. Nu poate. Deci toți ăștia care... Mai am un nume aici. Toate. Dan Petrescu. Nu cred. De ce? E liber. Da, e liber. Ar fi o soluție ideală. Îți dai seama, Dan Petrescu. Dan Petrescu, cred că dacă nu are un angajament acum, ar veni pe o sumă, nu modică, dar o sumă, poate nu 1.000.000, dar 600-700.000 de euro, sigur ar dori. Și același lucru. Drumul lui, el face, el drege și așa mai departe. Își ia responsabilitatea, dar tu mi-ai dat aceste situații, da. Dar problema e că federația care angajează nu are posibilitățile de a angaja unul din ăștia. Pe deci spuneți că nu are banii. Singurul jucător care poate antrena echipa națională în cazul unei demisii sau
demite. Știu eu ce... În cazul care se desparte Rădoi de Național. Rădoi, okay, este Mutu. Mutu. Da. Care accepta, nu care accepta un salariu de 15, 20, 25 de mii de euro pe lună, ci pentru faptul că se gândește că își relansează cariera. La fel cum și Rădoi a vrut să-și relanseze cariera de la echipa de tineret, la echipa mare. Lumea ar putea să zică că nu avem încredere că am pățit-o deja cu unul. Adică cu Rădoi. Păi da, e cu tineret și, și echipă mare. Exact. Și poți să zic că ce facem? Repetăm aceeași scenă, aceeași piesă de teatru? Nu repetăm cumva chestiunea asta? E adevărat. E adevărat. Dar dacă stăm să analizăm între ce a făcut Rădoi cu echipa de tineret la turneul final și ce a făcut Mutu la turneul final, Mutu e cu un handicap mare. Mă gândesc la jucătorii care i-a avut. Lui a lipsit un singur jucător în care el credea, Costache de la CFR. Da, CFR, în care el credea că e vârful lui și nu e vârf. Dar joacă acolo un fals, un 9 fals, un 11, un 10 jumate, un 7 jumate, ceva acolo. Dar el credea că acel jucător e pentru el vital. Lucru care, nu știu dacă l-a făcut Ganea parțial, dar nu știu dacă l-a făcut cum trebuia să facă Costache. Cum credea Mutu că trebuie să facă Costache. Dar, una peste alta, bă, frate, am jucat cu Olanda, nu e că am luat un punct. Puteam să-i batem. Am avut două ocazii în repriza, da, două, puteam să-i batem. E adevărat, puteam să primim și noi în prima repriză un alt gol de la ei. Dar noi am putut să-i batem pe Olanda. Am putut să-i batem și pe Germania cu puțin tupeu și... și fără jucătorii obosiți, care eventual, așa am auzit, că mulți jucători au fost obosiți. Asta a fost explicația lui Mutu, dacă mulți jucători erau obosiți. Și aici există o discuție în privința unor jucători și evident că cea mai mare este în jurul lui Moruțan, pentru că el arătase într-un mod cu totul deosebit. Când văd azi că Moruțan va fi transferat nu știu unde, fă nu știu ce sume. În primul rând, Moruțan n-a arătat nimic la turneul final. La acum. În afară de primul meci. El trebuia să fie, să fie artizanul echipei Under 21. Da. La cât s-a vorbit și se vorbește de el, trebuia să, să... Aici trebuia să dea. Să ceară și Gigi 20 de milioane, 18, 30 pe el. Aici era, aici era bătaia peștelui. El a fost absent. Parcă obosit, parcă, parcă nu vrea să dea mai mult. Nu știu, mi s-a părut așa, pentru că nu e valoarea lui asta. De la meciurile astea. Dar care poate fi explicația? Că ai văzut pe Moruțan în meciurile Steaua, la FCSB. Da. Ai văzut în ce viteză, în ce viteză a jucat. Steaua a jucat un meci când au bătut pe Cluj cu 3-0, cu Moruțan, prima donă, prima balerină, care, cum era el greoi la meciurile astea, în meciul ăla ziceai că Moruțan e vitezist. Pase, șuturi, tras la poartă. Asta trebuia să fie Moruțan cu Olanda și cu Germania. Sau cu Ungaria. Că dacă noi batem pe Ungaria cu 4-1, nu se mai califică Germania. Nu, nu se mai califică Germania, că Olanda le-a dat 6-1. Nu se mai califică Germania. Da. Și putem să le dăm 3-4 la, 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 la unguri, nu? V-a întrebat cineva după acest turneu final de vreun jucător anume, nu să-l transfere. Așa să... Eu am fost la Budapesta. Eu am fost la Budapesta. Nu am fost la meciuri, dar am fost acolo întâlnit cu mai mulți oameni. Mai mulți oameni de fotbal, director sportiv, scouter. Ne-am întâlnit acolo, am mâncat, am făcut și am vorbit. Am vorbit și de Moruțan. Am vorbit nu în numele lui Moruțan, că nu îl reprezint pe Moruțan. Am vorbit în numele clubului, vărului meu. Și de aici vorbeam, de 20, de 25 de milioane, de 18 milioane. Pentru că Steaua FCSB nu mai vinde pe 10-11 milioane acum, 12-13 un jucător. Și FCSB-ul acum are pretenții de la 18-25 în sus. Cum? Probabil. O să avem. Și o să avem, vă spun eu. O să avem. O să vedeți pe Popescu. El n-a avut timp să se integreze. El, e bine că a participat la acest turneu. E bine că el e două generații sub vârsta asta. Corect. El mai are două turnee finale, dacă ar fi să ne calificăm. Da. Dar e bine că a participat, că e acolo, că l-au tratat bine. Au vorbit băieții mei cu el la telefon și a zis că l-au tratat bine, toți colegii, cu 2, 3, 4 ani mai mari ca el.
Și e o primă întâlnire. Acum urmează să arate la FCSB, pentru că urmează finalul campionatului unde el trebuie să fie iar o primă donă a campionatului. Mi se pare că el e un jucător care ar putea să spargă tiparele în materie de sumă de transfer din România? Da, pentru că e un jucător care place. E un jucător care e elegant, un jucător care merge cu mingea la picior în adversar și îl provoacă. Poate să ia penalti în orice moment dacă intră în careu cu mingea. Asta am vorbit și acolo. Și la Budapest am așteptat să joace cât mai mult. Măcar o repriză. La școală, 20 minute, cred că 15... 17 minute, 16 minute. A jucat în dreapta. Era ăsta la altul de la Viitorul. Mățan. În sfârșit, și la Steaua, el e obligat să joace, adică cât era, acum când e accidentat, Coman va juca acolo unde îi place lui, probabil. Dar e un jucător care îi place multor echipe, încă de acum. Dar vă dați seama când el va marca câte 7-8-10 goluri pe an. Pentru că ceea ce face cu ultima pasă, cu dribblinguri, el trebuie să și marce goluri. Trebuie să dea 7, 8, până în 10 goluri în fiecare sezon. S-a discutat foarte mult despre modul în care Craiova l-a pierdut și aici s-a iscat o polemică între Mihai Rotaru și Victor Pițurcă. Pentru că Pițurcă a povestit cum s-a întâmplat. Da. Și a spus, i-am propus chiar la un moment dat lui Rotaru să facem 50-50, n-a vrut, și atunci i-am spus lui Giovanni de el. Nu. Mie mi-a spus Pițurcă că e jucător bun. Păi da, dar eu l-aveam semnat, firma noastră l-avea semnat. Păi Rotaru spune că nu l-aveați semnat, ba, că Pițurcă da, vi l-a oferit. L-aveam semnat și cel care l-a adus la firma noastră a fost domnul Claudiu Florică. Care era proprietarul clubului Regal. De unde a plecat el. De care aparținea, practic, jucătorul. De care aparținea. Care făcuse o înțelegere cu Craiova de 90.000 de euro, dar ei au făcut o mică greșeală, că când faci o opțiune de cumpărare, un contract, practic, care era definitivat, trebuia să ai și contractul jucătorului. Și ei au crezut că cu 6, 8, 10 milioane de lei, sau 600, 800, 1000 de lei noi, roni, au crezut că o să-l aibă pe jucător semnat. Jucătorul, fiind reprezentat de firma noastră, n-a vrut să semneze contractul decât în condițiile care a vrut el. Și eu personal am vorbit cu Costeșin și am spus lui Rotaru, să-i dai măcar 500 de euro pe an. 500 de euro pe lună, pardon. Că face și el 17 ani, 18 ani. Nu e într-o familie bogată, dar să aibă și el banul. Nu vei, că noi avem un standard aici. Ok. N-a mai semnat jucătorul. Mai erau 3 luni până termina contractul. Contractul cu Craiova. Da. De împrumut. Mi-am chemat pe Gigi și am zis, Gigi, uite un jucător cu tare, zice, adu-l încoace că îi dau 1000 de euro pe lună. A venit băiatul, a semnat cu 2-3 luni înainte. Dacă cumva Craiova dorea și niște bani pentru a lăsa cu 2-3 luni să vină la FCSB să se ambienteze, să se integreze la bază, probabil FCSB plătea ceva lui Craiova, un 20, 30, 50, nici măcar asta nu a fost în stare. La care Gigi s-a pus de acord cu Regal, a semnat, i-a dat 90.000, i-a lăsat și 10% dintr-un viitor. După primele apariții, îl cheamă pe domnul de la Regal, Claudio Florică, și îi dă 100.000 pentru cele 10%. A acceptat, a luat 190 clubul Regal și jucătorul e în totalitate aparținut de FCSB. A, deci 100% acum. Deci când jucătorul era semnat cu mine, eu l-am întrebat pe Pițurcă, bă, ce zici de puștul ăsta cu tare? E bun, domnule, le-au și eu la prima echipă. Și s-ar putea să și debutez. În momentul ăla eu am zis, bă, dați-vă măcar 500 de euro pe lună, că ce naiba? Nu, domne, că noi avem un standard, 6 milioane, 8 milioane, bine, bă, tot, dacă vreți voi așa. Aici a fost problema, nu știu de
restul de discuția... Da, deci din cauza asta l-a pierdut Craiova. Din cauza asta l-a pierdut. Că atunci când a făcut opțiunea, n-a făcut-o inclusiv cu, cu acceptar, acceptul jucătorului. Când face o opțiune, da. Sau când face un... La ei nu mai era opțiune. Era un contract definitiv. De 90.000. Când faci un contract de asta, trebuie să ai contractul jucătorului. Acceptul sunt jucătorului. Două părți, acceptul... Da. Asta e. Problema nu e acum. Problema e când... Când el va ajunge acolo unde cred eu că va ajunge, atunci vor fi mai supărați. Dar în sfârșit, le-a mai trecut cu Mihăilă, poate vine Cicăldău, poate vine... Octavian Popescu pe ce contract rulează acum? Are contract important la FCSB sau e... Are 3 sau 4 mii de euro pe lună. Și i-a schimbat imediat contractul. După ce a jucat câteva meciuri și avea 1.000 deja, i-a schimbat contractul. Are 3 sau 4 mii, nu știu exact. L-a chemat pe frate și am spune și lui Giovanni că îi măresc contract. Păi, mă frate, cum să nu... Măcar Gigi plătește. Dacă omul plătește, da, și cere banii care vrea pe jucător. Pentru că le plătește. Dacă îi dă 20.000 lui Tănase... Bine, acolo ia Tănase, ceva. Dacă pleacă, poate să ia 50, 60, 70. Dar totuși în România ia 20. Care 70 de aia se compară cu 20 în România, dacă e nivelul țărilor, unde eventual s-ar duce Tănase. Corect sau nu? Corect. Spuneți-mi despre Man la Parma. Până la urmă a fost suma 11 milioane sau 13 milioane? 11 milioane cu bonusuri de 2 milioane. Care urmează să fie plătite dacă... O bonusă dacă... de 2 milioane în ceea ce privește activitatea lui Man. N-are nicio treabă cu clubul că o să cadă sau rămâne, adică sau nu. Adică meciuri, goluri... Meciuri, goluri, assist și așa mai departe. Am înțeles. În cazul... Și 2 milioane care se iau pe contract, în contractul care l-are Man pe 5 ani. Am înțeles. Dacă Parma retrogradează, există vreo clauză că jucătorii, nu știu... Nicio clauză. Dacă Parma retrogradează și vrea să țină jucătorii, îi ține obligat. Dar dacă ei în astea 8, 9, 10 meciuri care mai urmează, mâine joacă cu Benevento, dacă nu mă înșel. Un meci crucial pentru ei, pentru a veni acolo la un punct, 2, 3, de să Torino. Bat cu Torino, da. Cu Cagliari. Ei au pierdut puncte pe drum. Nu-ți mai spun, au pierdut cu Genoa acasă după ce au avut 1-0 la pauză. Au făcut 3, au condus cu 2-0 două meciuri și au făcut egal. Și cu Fiorentina. Deci putea să fie acum și cu Fiorentina și în sfârșit. Dar vestea bună este că patronul clubului e un om cu o situație financiară foarte bună. E un american din a treia generație de sicilieni din America, care are afaceri de peste 2.800.000.000, cifra de afaceri în Reggio Emilia, nu mai spun în alte părți. Când ai o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde, cred că 300.000.000, 10% se câștigă de cifra de afaceri. Stau și mă gândesc, dacă ai o cifră de afaceri de 1 milion, iei 100.000 Parma. Adică spuneți că Parma n-ar risca un colaps financiar dacă se duce în... Na. Păi Parma a cumpărat jucători de 80.000.000. În sezonul ăsta, că președintele Kraus este de un an și două, trei luni acolo, nu e de mult timp. Da. În schimb, Mihăilă a arătat foarte bine în ultima perioadă, la Parma mă refer, și la Națională, dar acum vorbeam de Parma, da, foarte bine. Da. Ei, încet, încet, dacă cumva Parma în divizia B nu vrea să le dea drumul, avem un contract, i-am plătit... Cât? Uite-l pe domnul Crău, să-l văd acum cu Mihăila. În ce limbă o vorbi, nu știu. Dar problema este că dacă au contract, i-am plătit contractul care l-au vrut, sunt semnați 5 ani și rămân aici. Joacă în divizia B, intrăm la anul și cu asta basta. Spuneți-mi, Man riscă ceva privind... contractul pe care el l-a rupt cu Ana Maria Prodan. Asta vă întreb din experiența noastră de agent. Dan, nu vreau să vorbesc de problema asta, pentru că nu e problema mea. Eu știu că dacă... Eu am avut contract cu Emre, când aveam licența FIFA, înregistrată la Blatter, la Rufinen, secretarul general, la Montaneri, cum să spun eu, acolo nu mai te jucai cu deasă. Când plăteai 250.000 de franci elvețieni în garanția ca să ai acea licență. 001 și 007 de la FIFA. Asta era licență, erau licențele mele. Și eu l-aveam pe Emre. Știi cine a fost Emre? Da, e cum...
17-18 ani. Da, da, da. 18 ani, la Crescu Hagi, la Galatasaray. Avea contract care se termina la 19 ani. Și eu îl promisesem lui Inter. Inter a venit, l-au văzut cu tare, nu știu ce. Acum aveam o relație cu Galatasaray, era echipa mea. Nu numai de suflet, ci financiar. Și intram acolo și eram împăratul. Eu, Fatih Terim, Hagi și Popescu. Eram, cum se spune, și Jardel. După care, eu am zis că se învârte între 12-15 milioane, se dea Inter cu tare, dar poate îl lasă pe 10. Adică să fiu și cu Galatasaray și cu copilul. Copilul, între timp, având cu mine semnat contract, înregistrat, la Federația Turcă, la FIFA, în ultimul moment, deci eu l-am prezentat tot, Inter vine cu director sportiv, care a profitat de un unchi de-al lui, care fusese și el portar în fotbalul turc, și a zis, de ce să ia Galatasaray 12 milioane când el termină contractul și poate să plece liber. Și au semnat un contract cu un an înainte și l-au oficializat doar cu 6 luni înainte că pleacă liber de la Inter. Și atunci eu le-am arătat clubului Galatasaray că eu n-am făcut așa ceva, uitați ce am propus și am drept. A decis băiatul, ei credeau că eu, nu, cu mine a terminat. Și am mers cu acel portar, un unghi de-al lui, și am zis, băi, Emre, nu e frumos, cu tare, nu știu ce. M-am dus la Inter și l-am făcut la FIFA, cu tare, da. A durat procesul 2-3 luni, nu m-am prezentat, eu am pus un avocat. Și mi-a zis, da, le-am dat bilete de avion, hotel și așa, da, mi-au dat 7.000 de euro, care mi-a plătit Inter. Și a scăzut că reprezenta Inter, avocatul lui Inter. Și mi-a dat 7.000 cheltuieli de deplasare, de telefoane. Am înțeles. Deci vezi că n-a riscat nimic un jucător care rupe... Când un jucător vrea să... Exact ca și cu un club. Mai periculos. Când ai cu un club, ai contract cu un club. Trebuie să respecti, corect sau nu. Când un jucător vrea să plece, pleacă. Dacă are ofertă, bineînțeles. Îți dau cazul lui Kiv. Chiva avea o clauză de 25 de milioane la Ajax. În Roma a venit Franco Baldini, fostul director sportiv, a venit la Amsterdam și a zis mai mult de 18 milioane de euro. Era Sensi președinte. La Roma. La Roma, marele Sensi. Da. Care are casa lângă Vatican. Noi mai mult de 18 milioane nu putem să dăm. Atunci, pentru prima dată, m-au dus cei de Leo Benhacker și toți, m-au dus la bursă, că Ajax era cotată la bursă. Pentru prima dată am văzut bursa și scrie acolo, cu roșu. Chievul pleacă de la Ajax cu 25 de milioane, clauza de reziliere. 0-0-0-0. Chievul nu pleacă. Rămâne la... Pentru că Roma nu plătește clauza. Plus 6, nu știu cât. Chievul pleacă pe 18 milioane la Roma. Minus 7, nu știu cât, la. Și ce, Giovanni, de asta nu putem să acceptăm. Și l-am luat și pe Franco cu mine să vadă, că nu sunt eu patronul echipei. Nu știau italienii cu cotația la bursă. Da, după care era Ronald Koeman antrenor. Și am zis, Ronald, ai fost tu jucător și știu și tu cum ai plecat la Barcelona, știu discuțiile, tot. Pentru că eu beam cafea cu Ron, sunt prieten bun cu Ronald. Zice, Giovanni, am antrenamentul acum. În aceea zi l-am dat pe Mitea, l-a luat la antrenament, la primul antrenament, zic, ia-l pe puștul ăsta mic și mai vorbim. Zice, după meci, să vină Chivu la mine în birou, va veni Leo Behagă, va veni Danny Blind, ăsta la altul, tatăl lui Blind, jucătorul, și Chivu să ne spună, într-adevăr, răspicat dacă vrea să pleci. L-am luat pe Cristi și am zis, băi, Cristi, pe ce naiba, ne jucăm, vrei să mergi la Roma? Da, ne jucăm. Vreau să plec la Roma. Mai repet o dată, vreau să plec la Roma. Hotărât. A plecat pe 18 milioane. Da. Când un jucător, dacă are ofertă, care nu e oferta pe care o vrea clubul, dar dacă o vrea, până la urmă, înțelege lumea, că ei l-au luat pe 3 milioane de dolari. Că între timp s-a schimbat
dolarii în euro, a venit euro. A venit moneda unică, da. Scurtă pauză, publicitate, câteva minute, apoi ne întoarcem și continuăm discuția cu Ioan Becali. Da, am revenit în emisiune, alături de mine Ioan Becali. Discutam despre, mă rog, ce se întâmplă la echipele naționale. Varianta Kivu la Naționala de Tineret, în cazul în care Mutu ar trece la Naționala Mare, vi se pare interesantă, viabilă? E o variantă interesantă. Numai că federația trebuie să înțeleagă că alegerile au fost și s-au câștigat. Kivu a fost de partea unui candidat care n-a câștigat, dar Kivu e om al fotbalului. Kivu e om al echipei naționale. Nu numai, e standardul echipei naționale, care a jucat de 62, 72, nu mai știu, care a câștigat Cupa Campionilor. Ce treabă are, ar avea federația să spună că Kivu nu pentru că a fost cu Lupescu? Păi, Kivule, vii la echipa națională, uite, asta, începe viața ta, începe viitorul tău, ai un salariu decent și cu asta basta. Asta cred eu că ar fi, dar dacă federația ar fi o federație transparentă, da, domnule, Kivu e o variantă de acceptat. Da, și mie eu n-am vorbit niciodată cu Cristi de situația asta, sau... Și nici cu Mutu. Și, dar spun, dintre tot ce mi-ai spus tu, dintre toți candidații care îi ai tu, nu știu dacă i-are federația, acceptabil din punct de vedere a pinionților, pinionții înseamnă deviza Poloniei. Adică înainte de euro, nu știu dacă are euro Polonia, dar moneda lor era pinionții. La bani îi spun pinionții, înțelegi? Ar fi să fie Kivu sau Mutu. Mai mult nu merge cu banii și cu nu caracterul lor, cu modul lor de comportamentul lor în cadrul unui club. Comportamentul celor de la federație. Cei patru urangutani cu ghilimele de rigoare vor să comande ei, nu vor șef peste ei. Șef în ceea ce privește echipa națională de antrenat, răspunde rezultate și așa mai departe. Și spuneți că practic federația de asta i-ar ocoli pentru că ăștia n-ar accepta chestiuni de genul ăsta. Cam asta ar fi ideea. Asta ar fi ideea mea. Da, evident, ce susțineți dumneavoastră. Dar cu Mutu și cu Kivu se poate încerca pentru că și ei vor. Ceilalți au o carieră lansată. Ce crezi că Hagi își lansează cariera la echipa națională acum? Hagi poate să găsească o echipă de 2-3 milioane, de 2 milioane în Europa, undeva. Dacă a avut de 4 milioane și nu s-a dus. Acum 3 sau 4 ani. Știți foarte bine, nu? Da. Din Rusia. Nu s-a dus pentru că are echipa asta care îl ține legat. Dar, până la urmă, dacă are oferta acum, cred că s-ar duce undeva. Bun, alte câteva subiecte pe care vreau să le abordăm. În primul rând, pentru că tot eram cu discuția și ne-ați povestit de transferul lui Kivu, cum s-a realizat de la Ajax. Ștefan Radu, pentru că a atins o bornă impresionantă pentru mine, adică să ajungi în istoria lui Lazio, numărul 1 all time, mi se pare ceva ce este într-adevăr o mare performanță pentru un jucător român. Un jucător care a refuzat echipa națională. Da, care a refuzat echipa națională și a fost alegerea lui până la urmă. A fost alegerea lui, el și-a întemeiat o familie cu doi copii. Chiar va explica dumneavoastră, sunteți foarte apropiat de el. Da, păi, noi reprezentăm de la 15 ani, 16 ani. V-a explicat în mod clar de ce a refuzat naționalul, pentru că au fost foarte multe interprete. În primul rând, situația familială. Soție, doi copii, echipa de club, care l-a răsplătit bine în toți acești 11-12 ani. Îți dai seama că, cum să spun eu, Roma e un oraș frumos. Dacă te obișnuiești cu el, rămâi acolo. Nu mai vrea să... Cred că a simțit la echipa națională toate. A văzut el ceva la echipa națională, cum, ce și așa mai departe. A fost și ignorat de nenumărate ori. Deci el a fost adus la echipa națională după ce a fost ignorat vreo 3-4 ori. Și atunci... Într-un timp a venit, mi-aduc aminte că în Germania a venit. La un meci cu Germania, am pierdut cu 2-1. Am jucat meciul în Germania, l-a luat Pițurcă atunci, dar am vorbit eu cu el, nu era satisfăcut și într-adevăr după aia spunea Giovanni, hai să scriem că nu mai vin și așa. A scris o scrisoare pe care a primit-o federația și n-a mai venit.
Înțeleg că și activarea lui Lazio a contractului ăla definitiv are o poveste în spate. Cumva o tatangema dumneavoastră. Cu ce? Cu... cu Roma. A, cu Lazio. Da. A, cu Roma, că îl vrea Roma. Da, a fost o... Da. Adică i-a spus pe cei de la Roma... Se mai întâmplă. La un meci Chivu... pardon, Steaua Dinamo pe Ghencea. Mm-hmm. Avem în loje Parma, Fiorentina, Inter, care era interesată de mult. Și încă vă două cluburi. Toți directori sportivi. Bineînțeles că am ieșit să mâncăm. La meci, în loje, în loja 7 aveam la Steaua atunci pe Ghencea. La un moment dat, 1-0 pentru Steaua, penalti, dă Mutu... Scăriță. Scăriță traversală. Da. Ăsta de la Parma, Enrico Fedele, directorul sportiv, unul dintre cei mai bătrâni după timpul lui Moggi. Giovanni, mă, ce caracter, ce personalitate. Ăsta de la Inter... Și eu a zis, stai liniștit, că... Dar eu aveam și pe Parma, dacă nu mă înțelegeam cu Inter, Parma mă aștepta jos. Enrico Fedele mă aștepta cu mașina jos să mă duc la Parma. N-aveam oferta pentru Chivu pe care mi-a dăduse Inter. Pentru Mutu pe care mi-a dăduse Inter. Era cu 102.000 de dolari, că erau dolari atunci, mai jos. Dar aveam Parma la șoferul la scară să mă ducă la Parma. În cazul că nu te pui de acord, Giovanni, îl iau eu. Și atunci am forțat cu... Că eu am plecat de la Inter. După ce am vorbit cu plata, cu era clauza, că nu, că se da prima dată transferul Dinamo. Și după aia plătesc e clauza. Asta era, cum îi cheamă, fost suportat la Torino, era director sportiv atunci, cu Lele Oriali, în același birou. Și am zis, am un lapsus, dar îmi revine... zic, uite că plătiți clauza, după aia vă dă transferul. Nu, zice, prima dată, băi, zic, tu știi cu cine vorbești, cu cine vorbești? Cu un general. Și eu cine sunt? Tu ești un soldat. Lele Oriali nu căzuse pe jos, dar se făcea că nu râde. După care zic, hai, Adi, să ne sculăm că plecăm, nu mai stăm aici. Stai, prin bani, bă, nu înseamnă să te sculi. Borcea cu Vova, Con, erau și ei pe scaun, că semnau pentru Dinamo. Băi, ce bani, dar ai stricat afacere? Lasă-mă, aceiași bani luați din Dinamo, dar problema că Mutu nu mai rămâne aici. Și plecăm coborând din clubul lui Morati. Coborând pe scări, între timp când coborăm pe scări, vine Lele Oriali. Lele Oriali, care îl vezi cu Conte acolo, care îl oprește pe Conte să nu ia roșu. Fostul campion mondial din 82. Și zice, Giovanni, stai puțin să-ți dau pe cineva. Și îmi dă la telefon pe cine? O doamnă care îmi vorbea stricat moldovenește, românește, la telefon. Și era mama lui. Și domnule, comportat frumos cu băiatul la mine, cu tot. Și mama mea, Giovanni, zice, mama mea e româncă. Cum mă le româncă? Păi ce, tata a fost în război și s-a întors la ea și a cunoscut-o pe mama mea. Și n-a fost în România de 40 de ani, de la război, de 50 de ani. Ai întoarce-te. Și m-am întors și am semnat cu Mutu. Așa am făcut. Și Mutu nu mai vroia, că văzuse ăsta, Piața Domo, cu tare, nu știu ce, hai bine, Giovanni, hai bă, scoalte, întrebați-l, să vedeți. Bun, despre Dinamo, vreau să întreb, am mai tot discutat chestiunea asta, dar vi se pare un proiect viabil pentru acest club, proiectul propus, susținut e un proiect care... de suporteri? E un proiect care trebuie să continue într-o formă mai accentuată, în sensul că trebuie să mărească cota asta de participare. Pentru că dacă s-au strâns acești bani și au 15-16.000, se apropie de 20.000 de cotizanți... 15.000 sunt acum, da. 15.000. Dacă fac un 25.000 și măresc puțin cota, pentru că una e să dai 100 de euro, 10 euro sau 15 euro pe lună, și alta e să dai 50. Fă-ți o cotelă, dacă dai 50 de pe lună, înmulțește cu 25.000 și să vezi cum Dinamo face buget. Ei, acum, nu știu dacă poate să mai ridice această cotizație, pentru că la început li s-a spus că asta va fi și așa rămâne, cred eu, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar vom vedea. În primul rând, Dinamo trebuie să-și clarifice situația juridică cu spaniolii.
se elimine definitiv, să nu mai existe în niciun document, acești 15, 20, 25 de mii în următorul an, 2 sau 3, trebuie să înțeleagă că asta e o societate anonimă care are un consiliu de administrație și un președinte. Cum are Barcelona, cum are Florentino Perez, e președinte, mai bagă și banii lui, care și ia înapoi sau cu tare, dar e președinte și plătit de club, de fani, de așa, care trebuie să își găsească din 25.000 un 1.800 de cotizanți importanți care participă la alegerea Consiliului de Administrație, după care acel Consiliu de Administrație alege președintele. Cum s-a întâmplat la Barcelona acum, de la ales pe... La Porta. La Porta. 1.700-1.800 de oameni l-au ales. Nu cei 110.000 de socios. 1.700 care cei 110.000 de socios au ales Consiliul de Administrație care votează. Și din 4 în 4 ani acel Consiliu să realege. Apropo de acești spanioli, dumneavoastră aveți conexiuni multe în Spania, da? Da. Îi cunoașteți? V-ați interesat despre ei prin relațiile pe care le aveți? Eu pe Melero, Juan Melero îl cunosc de mult. Juan Melero a fost omul care l-a contactat pe Contra. Când Contra a jucat la Getafe, Juan Melero lucra acolo. A lucrat și la Liga Spaniolă. Păi eu m-a chemat de 2-3 ori. M-a chemat și când a început. M-a chemat și când a zis că el nu mai vrea să aibă nimic, nicio legătură cu... Să ies eu la televiziune să spun în numele lui cu tare, zic, bă, Juan, e bine să ieși tu direct. Și a ieșit, mi se pare, în câteva... Am citit câteva, mi-a zis și mi-a și zis, m-a chemat într-o zi. M-am fost cu Rufo, cu ceilalți care erau provizori acolo, puși de... Numai pe ăsta, la... Pe... Cortasero. Cortasero nu l-am cunoscut, că n-a avut timp să vină, că vrea și el să mă vadă. Am mâncat cu ei la un restaurant frumos, a venit și Contra. Contra era fericit de nou birou care îl fac ei la apartamentele lui... Cui? Al Negoiță? Nu, aici lângă Perla, lui... Marica. Da. Cred că Marica a și cheltuit bani cu mochete, cu aranjeri, cu nu știu ce. Contra vrea să vadă cine intră, cum intră. Era încântat. Zic, bă, o treabă frumoasă, îți dai seama, nu? Am vorbit de toate contractele astea care sunt la Dinamo cu juniorii, niște contracte cât de cât decente, adică 1.500-2.000 de lei prima, după aia ceilalți tineri care au terminat la 2.000-2.500 de euro și ceilalți care poate să ajungă la 5, 7, 8, 10 și au ajuns la 35 sau 40. Dă seama dacă au ajuns la contractele alea, ce ușor le-a fost să accepte ce le-am promis eu. Bă, faceți un 2.000-2.500 la copiii ăștia, faceți un 2.500 de euro, nu de lei, la ceilalți care au 20-21 de ani și joacă la tineret, gen Grigore și Moldoveanu și ceilalți. Și după aia, dai seama ce ușor le-a fost. Când ei acceptau 30.000-35 cu spaniolii care i-aduceau ei. Și ce s-a întâmplat? Nu știu, probabil s-a rupt căruța pentru că oamenilor au zis că nu mai vrea să... Mie personal mi-a zis că nu mai vrea să audă de Cortasero, că e un... Că e un mincinos, că l-a înșelat, că nu știu ce. Acum, Dumnezeu știe ce a făcut și Melero, și Contra, și Cortasero, ce-o fi vorbit între ei și așa mai departe, că eu nu știu. Ce știu e că și Contra trebuie să-și ia bani de la Dinamo, nu i-a luat. Probabil și Melero trebuie să-și ia de la Cortasero. Nu știu și nici n-am vrut să mă amestec. Doar am mâncat și cu ei și i-am invitat la restaurant, datorită acelei întâlniri în care am rezolvat problema tinerilor, copiilor, juniorilor și pe care îi reprezenta firma Becali. În toată perioada asta, pentru că au existat foarte multe discuții și văzusem și anumite știri, Borcea a avut vreo tentativă să intervină, să susțină? Borcea nu mai vrea să audă de Dinamo. Borcea vrea să audă numai de copiii lui, de soția lui și de business-ul lui. Eventual, Borcea, dacă s-ar construi un stadion ca cel din Giulești sau cel din Ghencea în următorii 2-3 ani, probabil cu alți potenți oameni de business ar putea să participe, dar fără un stadion, și așa Dinamo fără un stadion n-are nicio șansă, și cu suporteri.
Dacă n-ai un locaș al tău, un stadion, unde poți dezvolta și business, unde poți ține și echipa în cantonament și așa mai departe, da, e greu. Uitați-vă la Gigi. Gigi și-a făcut o bază ultramodernă. Bază pentru toate grupele de juniori, pentru echipa a doua, pentru jucătorii care nu joacă la prima echipă și au nevoie de meciuri la echipa a doua, grupele de juniori până la 18 ani, un hotel acolo, mâncare, cazare, birouri. N-am fost niciodată, dar aș fi vrut să merg, o să merg odată să văd, dar am auzit extraordinar. Am auzit de la oamenii mei că e extraordinar de bine făcut acolo. Dar vedeți că și lucrul pe care Gigi nu l-a făcut la Steaua, când era la Steaua. Așa e. Și mai bine că nu l-a făcut atunci, că probabil cu scandalul ăsta cu armata, acum pierdea și toate investițiile de acolo. Dacă le făcea în Ghencea, spuneți. Dacă le făcea în Ghencea. Pe de altă parte... Sau dacă le făcea, probabil era în continuare cu ei, nu știu, dar până la urmă Gigi plătește arena, care e ca și stadionul lui. Da, dar iată că arena se va închide. Iar meciul cu, și meciul pentru... cu Craiova, de poi mine nu se va juca, nu se poate juca acolo, s-a mutat la Giurgiu, asta ca o informație așa de ce? Din această după amiază. Se va juca acolo? Nu se va juca pe arena națională. Pentru campionatul de Euro. Ultimul meci care era programat pe arena națională să se poate juca era FCSB Craiova, meciul de duminică seara. Da. Dar nu s-a putut juca acolo, înțeleg că ar fi din cauza cubului care a fost coborât și nu se mai poate... urca la loc. Cubul ăla, și mă rog, coboară odată, se ridică odată, nu meciul, toată... meciul se va juca la Giurgiu. Da. Iar oricum după acest meci, stadionul era predat celor de la UEFA, în administrare. E adevărat, anul ăsta că s-a organizat aici campionatul european. Dar în rest spuneți că e ok, da. În rest asta... e casa lor, acolo joacă, s-au obișnuit cu stadionul. Da. Și am văzut că un gazon foarte bun acum. Acum pe arenă, da. A fost un gazon foarte bun. Spuneți-mi, apropo de lupta la titlu, FCSB, CFR Craiova, cum o anticipați? Mai sunt două etape după care începe play-off-ul. Eu cred că se va decide totul în play-off. Steaua are un avantaj, de care dacă înjumătățit punctele, mi se pare că au două puncte peste acum Cluj. Sunt trei, ar intra cu depinde, două, depinde poate, de cu unul jumate, două, care se consideră două. Dar acolo orice meci e o finală, pentru toate trei. Indiferent dacă și Craiova e la 7 puncte, dacă le împarți sunt 3 jumate sau 4, câștigă un meci, câștigă două, celălalt face două egaluri. Deci acolo vor juca un rol important și celelalte 3 din spate. Pentru că sunt echipe care nu vor să rămână cu punctele care, cu care au intrat. Vor să se trage la locul 3 până la urmă. Și credeți că vor fi... Ce diferență între... Dar nu numai locul 3. Și 4 și 6 ar vrea să fie 5 și 5 ar vrea să fie 4. Pentru că e diferență de 4-500 de mii de euro de la dreptul de televiziune. Un loc acolo între primele 6. Asta teoretic, dar experiența anilor trecuți ne arată că sunt și anumite jocuri indirecte de care anumite echipe pot beneficia și alte echipe sunt dezavantajate. Nu știu dacă se mai uzează pe cum? Am avut sistemul ăla. În sezonul trecut FCSB-CFR. Da. Gigi Becali a spus că a băgat premeditat echipa de la echipa a doua pentru a nu lua Craiova titlu. Și da, când se ajunge în faza finală, pentru că sunt probabil sunt niște chestii între patroni care probabil n-a respectat unul la început, după care celălalt vrea să se răzbune și așa mai departe, dar meciul trucate cred că nu există. Nu cred că există. Că bagi echipa de tineret și bagi câțiva de la tineret, e o altă chestie. Dar și echipa de tineret am văzut care au făcut rezultate cu echipe mari. Nu cred eu, nu cred în așa ceva. Mai mult decât atât, cred că celelalte trei vor să aibă un loc cât mai în față, pentru că ți-am spus, diferența e de 3, 4 sau chiar 500 de mii între un loc și altul. Am înțeles. În final, pentru că mai avem un minut și jumătate, dați-mi câteva pronosticuri la următoarele chestiuni. Cine va fi campion în Liga 1? Dați-o o echipă. Nu pot să spun. Cred că va fi lupta finală între CFR și FCSB. Și FCSB. Da, cred. Și Craiova în coasta lor. Am înțeles. Cine credeți că va fi selecționerul României la meciurile din toamnă? Dacă cumva Rădoi demisionează sau dacă cumva îl demisionează Federația. P-
Mbappé și ce credeți? Îl dă afară sau... Dacă se întâmplă asta, cred că principalul candidat va fi Mutu. Va fi Mutu. E părerea mea. Am înțeles. Și dați-mi un pronostic și pentru Champions League. Cine credeți că va câștiga sezonul ăsta? Manchester City. 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 Practic ar fi pentru prima dată în istorie când ar... City la ce s-a întâmplat? A început greu acest greu. Campionat. Și campionatul, foarte greu. Da? Era pe locul 7-8. Cu aminte, Tottenham era pe locul 3 la da. Un moment dat. Și după care a urmat o pleiadă de meciuri câștigate. O ultimă chestiune, pentru că mai avem 30 secunde. Cine credeți că va fi următorul jucător vândut din Liga 1? Nu vă cer sumă, destinație, echipă. Cred că Tănase, dar după ce Steaua va rezolva problema grupelor în Champions League sau UEFA. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnul Becali, pentru prezență. Numai bine vă doresc. Mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Seara bună!